Din Salvatore au devenit victime 7 persoane care se aflau într-o auto specială de stingere. Au fost rănite după ce șoferul a pătruns pe marginea drumului și a intrat într-un cap de pod. La fața locului au ajuns rapid mai multe echipaje de salvare, printre care și elicopterul SMURD. Prăbăd aici. Accidentul s-a produs în localitatea Recaș din județul Timiș. O auto specială aflată în misiune în care se aflau 7 persoane a izbit puternic un cap de pod aflat pe marginea drumului. Totul s-ar fi întâmplat din cauza unui șofer neatent care a ignorat semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și a izbit-o într-o intersecție. În urma impactului puternic, toți cei 7 din auto specială au fost răniți. La fața locului au fost trimise 5 echipaje SMURD și un elicopter SMURD și mai multe echipaje de descarcerare. În urma controlului desfășurat la fața locului s-a constatat că 3 dintre victime prezintă fracturi și diferite afecțiuni cauzate de impact. Bărbatul de 37 de ani, șofer al autoturismului, a fost și el îngrijit medical la fața locului. Cei 2 șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că n-au consumat băuturi alcoolice.